Consilierii locali l-au ales astăzi în cadrul unei ședințe de îndată a Consiliului Local pe noul viceprimar al Craiovei, Dan Dașoveanu, consilier independent, fost membru PDL. Acesta va ocupa scaunul de viceprimar lăsat liber de Cristina Calangiu în urma demisiei din motive personale anunțate ieri. Dașoveanu a declarat că este un an greu pentru primărie și că va fi transparent 101% față de presă. Îi mulțumesc doamnei primar, care a fost, să spunem așa, inițiatoarea acestei și a... Dânsa a avut această idee, surprinzătoare pentru mine, pentru că eram angrenați în niște proiecte pe care le vom continua, deci vor fi suplimentare față de această activitate din primărie. Este vorba de proiectele de atragere a investitorilor străini, care se vor derula în continuare. Ceea ce vreau să vă asigur este că toți consilierii vor avea ușa mea deschisă, atât cei de la opoziție, cât și cei de la din partidul de guvernământ. Și dumneavoastră, reprezentanții mass media, veți putea solicita în absolut orice moment informații despre ceea ce se întâmplă în primărie. Sunt absolut convinsă că va face față cu brio în această funcție de viceprimar, mai ales că este un an greu și nu mă refer la faptul că este un an preelectoral, ci mă refer la faptul că toate proiectele mari ale municipalității vor fi închise anul acesta. Este nevoie de o persoană care să aibă rezistență la stres, care să poată să muncească timp și de 12 ore, dacă este cazul pentru primărie, cum s-a întâmplat cu această echipă de conducere și până acum. Dașoveanu a obținut 21 de voturi din partea consilierilor locali și a avut un contracandidat pe Ionel Pană. Acesta a fost propus în plen de către Marian Vasile și a obținut numai 3 voturi.